În sezonul 4 va apărea Damian, un bărbat misterios cu fața bandajată care este adevăratul agresor al Valeriei și care dorește să se răzbune pe Victor Stoian și pe copiii lui. El afla ca Iulia și Capone sunt copii lui care au fost răpiți când erau mici. Raluca în căutarea planurilor de răzbunare se duce la școala de dans a Simonei unde se afla și Daniel celălalt fiu al lui Damian și el se îndragosteste de ea pe loc, ea s-a furișat într-un birou ca să caute niște acte compromițătoare ca să se răzbune. Daniel a urmărit-o, iar ea s scape de el, îl s-a ruta pe cat. La nunta ei cu a lui Sorin, Daniel îi strica nunta și îi trimite poze cu ea candil sărută. Sorin o da afară pe Raluca chiar înainte să spună da. Victor Stoian se împacă cu Valeria și devine un om bun după ce este la un pas de moarte și se alătură familiei Mariș luptându-se împotriva lui Damian alături de fiul său, Mădălin. Radu și Ionuț, Ian și Tauru și familia Voicu este obsedată de Estoniu o substanță destul de scumpă pe piața neagră. Damian era un om al științei, s-a descoperit în ani, 70 cum s-a facă o pertie estetică. Daniel ca să o facă pe Raluca să fie cu el îi da prin cap să îi si facă chiar el operația estetică si să se transforme în Sorin. Iar pe Sorin să îl transforme în Daniel ca atunci ca îl va vedea Raluca nu o să vrea să se apropie de el. Radu se îndrăgostește serios de Cristina, profesoară lui Ionuț, fiind la final un om echilibrat fără să mai alerge după toate bunăciunile.